grămadă presă, activiști și niște politicieni au venit. Bună seara! Deputat! Și să spun că ați venit la această acțiune publică. Așa se aude mai bine? Da! Această acțiune publică. Societate civilă? Nu prea are semnal societatea civilă. Проблеми техники. De data asta se aude, se aude. Deci astăzi se împlinesc 10 ani de la evenimentele tragice din 7 aprilie 2009. Atunci sute de tineri care au protestat în fața Parlamentului și Justiției au fost arestați, iar cel puțin o persoană și-a pierdut viața în urma leziunilor care le-a primit. După acel moment, în societate exista o mare speranță că situația drepturilor omului în Republica Moldova va avea o evoluție pozitivă. După atâtea speranțe, noi constatăm că Moldova a degradat la capitolul drepturilor omului mai mult decât în orice alt an de la independență. Sutele de persoane care au fost torturate nu au beneficiat de suport din partea statului, cu mici excepții, niște compensații bănești care nu sunt comparabile cu suferințele fizice și emoționale care le-au primit în aprilie 2009. Din păcate, majoritatea din ei au fost nevoiți să plece la CEDO pentru a căuta justiție, pentru că s-au simțit ignorate de către Justiția Națională. Pe de altă parte, avem torționarii sau persoanele cu funcții de răspundere care au încurajat sau au facilitat fenomenul de tortură în acea perioadă și nu au fost pedepsite, ba chiar mai mult, mulți din ele beneficiază de impunitate și au fost chiar promovate la unele funcții în stat. Noi suntem aici pentru o dată autorităților că noi vom fi consecvenți și în continuare vom promova drepturile omului. Statul nu trebuie să uite că drepturile omului nu sunt de negociere și dreptul de a nu fi torturat este unul absolut. Guvernarea actuală trebuie să aibă mult curaj politic pentru a face reforme și pentru a face tot posibilul ca să eliminăm fenomenul torturii din societatea noastră. Tortura și relele tratamente și arestările arbitrare nu pot fi soluții la problemele care apar în societatea noastră. Deci de ce este acum nevoie? Este de curaj politic în primul rând și este ceva care guvernarea până acum, din păcate, nu a avut. Dar noi foarte mult insistăm să facă rost de el. Da. Bună seara tuturor! Vă mulțumesc foarte mult că ați găsit să veniți aici. Noi vorbim și când spunem 7 aprilie, asta înseamnă suferințe extreme, asta înseamnă încălcări foarte grave ale drepturilor omului. Asta înseamnă sute de persoane maltratate în poliție și o societate redusă la tăcere. Efectul negativ a 7 aprilie se vede și astăzi, din păcate. Noi nu putem construi o democrație, nu putem merge înainte să dezvoltăm o societate prosperă din cauza că există o problemă majoră nerezolvată, drepturile omului. Centrul Memoria a fost alături de timp de 10 ani
Alături de circa 130 de persoane care au fost asistate la noi, inclusiv și membrii familiilor lor, pe unde a fost posibil. Suntem bucuroși că am putut să facem acest gest, acest sprijin cât de mic pentru persoanele care au trecut prin suferință, prin traumă extremă, și noi ne dorim din tot sufletul ca acel 7 aprilie să nu se mai repete niciodată. Noi nu avem nevoie de suferințe în societatea noastră. Republica Moldova și așa este o țară mică în calea tuturor relilor. Avem foarte multe persoane traumatizate, foarte multe persoane chinuite și nu mai avem nevoie să fie aceste încălcări grave și din partea reprezentanților statului. Avem aici alături de noi pe Iurie Crăciuneac, care a suferit enorm în acel 7 aprilie 2009. Și mă bucur foarte mult că a reușit să-și depășească toate problemele cu care s-a confruntat, să-și continue viața cu demnitate. Bună ziua! Iurie Crăciuneac îmi zice, sunt una din victimele vermitor din 7 aprilie 2009. Are dreptate, doamna Ludmila. Mulțumesc mult Centrul Memoria pentru că ne-a acordat această asistență și juridică, și psihologică, și medicală. Dar cel mai important este că au fost alături și ne-au susținut prin apeluri, prin vizite, printr-un îndemn și un sfat bun. 7 aprilie, de fapt, a demascat adevărata situație de drept din Republica Moldova. Începând de la polițiști și terminând cu judecători. Ne amintim, tinerii au fost răpiți din cămine, au fost ridicați de la domicilii, de pe străzi, au fost o serie de judecăți și decizii luate în comisariate, a fost aplicată tortura la maxim, un element caghebist pe care Moldova l-a moștenit, au fost bătuți tineri, au fost reduși la tăcere, au fost intimidați în așa fel încât să nu mai aibă îndrăzneala de a se mai manifesta. Dar 7 aprilie a oferit Republicii Moldova o oportunitate de a reface, de a restabili democrația în Republica Moldova. Și real, au început o serie de investiții în justiție, s-a început reforma în justiție, s-a început reforma în poliție, în izolatoare, etc., etc. Din păcate, cei care au profitat și au deturnat 7 aprilie au preluat puterea și la ziua de azi suntem practic la aceeași situație în care eram la 7 aprilie. Vedem o justiție selectivă, inechitabilă, vedem hoți de miliarde care trăiesc bine mersi mai departe și niște infractori minusculi care îi spășesc pedepsele prin penitenciare, vedem o mulțime de cauze pierdute la CEDO din cauza justiției de Republica Moldova și, din păcate, 7 aprilie s-a limitat doar la acea mică perioadă în care s-a încercat refacerea statului de drept și a democrației Republica Moldova. Din colegii mei, cei care au fost maltratați la 7 aprilie, mai ținem legătura cu unii din ei, dar majoritatea au plecat să-și caute drepturile în state care respectă drepturile omului, în state democratice, și nu vor să mai audă de 7 aprilie, pentru că nu s-a realizat și nu s-a făcut dreptate în acest eveniment. Nici dosarele care au fost pornite nu au fost duse la bun sfârșit și au fost cumva camuflate. Persoanele care inițial apăreau ca vinovate sau bănuiam noi că ar trebui să răspundă pentru evenimentele de atunci sunt promovate și au funcții bine mersi. Și în acest caz este clar că mai ales cei maltratați s-au dezamăgit și își caută dreptatea în altă parte. Eu sunt optimist și sunt sigur că cum generația de la 7 aprilie nu a permis și nu a acceptat continuarea unei degradări a democrației în Republica Moldova, o să mai găsească o generație, inclusiv și noi, o să luptăm în continuare pentru a restabili, pentru a se respecta în țara noastră drepturile omului, pentru a avea o justiție corectă și pentru a ne simți cetățeni și nu sclavi la noi în țara noastră. Mulțumesc mult! Zece ani au trecut de când justiția nu și-a făcut treaba. Vorbim despre o investigare ineficientă a dosarelor, vorbim despre pedepsirea celor vinovați. 10 ani este prea mult
pentru a spune că lucrurile s-au schimbat, deși am avut o serie de recomandări de la instituțiile internaționale. O justiție întârziată este o justiție ineficientă și care ne afectează mult încrederea în instituțiile de drept. Aici aveți în față pe mulți dintre cei care și eu inclusiv am făcut cunoștință în 2009, mă bucur că în continuare lucrează, că nu cedează, pentru că pentru drepturile omului trebuie să luptăm cu toții. A fost o problemă, a fost o tragedie, lucrurile trebuie să le învățăm și să le îmbunătățim. Regretăm că cu alte evenimente mai recente, poliția, procuratura, justiția încă mai abuzează de drepturi, fac o justiție selectivă și sperăm că asemenea lucruri să nu mai fie. Sunt Vecislav Țurcan, avocat, împreună cu colegul meu, Valeriu Pleșca, noi am apărat drepturile părinților domnul Boboc, care a fost omorât aici în piața Marii Adunări Naționale, cu părere de rău, a fost omorât penal și adus în fața justiției numai unul colaborator de poliție, fostul ministru afacerilor interne și comisarul de poliție nu a fost urmărit penal pe acest dosar penal, a fost nevoit să mergem la Curtea Europeană, acum cauza a luat finisare deja de procedură de comunicare în fața Curții Europene, a luat finisare, așteptam pur și simplu hotărârea care, ce fac hotărârea Curtea Europeană pe cazul Bobov. Referitor la schimbările care au avut loc la noi în țară, eu aș spune că efectul pozitiv a fost supresiunea acelor care în Moldova le-au pierdut la Curtea Europeană și presiunea societății, asociațiilor neguvernamentale. Până la urmă, în Moldova, codul penal s-a schimbat într-o așa fel și legislația națională s-a schimbat într-o așa fel, că acum dacă cel care a aplicat tortura, într acest caz, nu-i va fi aplicată nici amnistie și nu va fi eliberat înainte de termen de pușcărie. Adică este un mesaj foarte clar din partea statului. Dar există și alte probleme, m-am ocupat și de instruirea polițiștilor între aceste 10 ani. Și am observat că mai există probleme și cu respectarea drepturilor polițiștilor. Acum aș putea să pară că nu-i potrivit momentul când trebuie de vorbit despre așa ceva. Dar este și un moment ce ține de drepturile polițiștilor, deoarece când polițiștii sunt puși în situații când transportează persoane, sunt cazuri diferite când îndeplinesc funcțiile lor de serviciu legal și în acest caz conducerea Ministerului Afacerilor Interne nu are grijă de respectarea drepturilor lor. Adică trebuie să avem în vedere că există și un fenomen care este bilateral. Altele probleme, cele ce țin de schimbarea pe viitor, eu aș spune că acum totuși mesajul nostru ar trebui să fie pozitiv. Pozitiv în sensul că sunt. Faptul că noi aici ne-am adunat deja este un mesaj clar pentru societate. Că noi nu cedem, nu vom pleca capul. Și vom solicita schimbări spre bine, ca să fie modificată și legislația, și practica, și conștientizarea. Este una din probleme conștientizarea în societate. Acest fenomen de tortură, el există deoarece nu este conștientizat pe deplin rădăcina. De unde proveniența acestui fenomen? Bună ziua! Eu sunt avocatul Natalia Molășac și eu tot am reprezentat victimele evenimentelor 7 aprilie. Mâine au să se spună că am fost cam puțini aici. Nu este adevărat. Credeți-mă că foarte mult ochi ne urmăresc de peste hotare. Ne urmăresc acei oameni care au avut de suferit foarte mult în legătură cu evenimentele din 7 aprilie. Acei oameni care au plecat din țară deoarece s-au dezamăgit și nu au primit acea reabilitare de care au avut foarte mare nevoie. Au fost tratați mai rău decât criminalii. Le-a lipsit protecție în partea celor care trebuiau să-i protejeze. Au fost intimidați și au fost înjocoriți. De aceea și-au plecat din țară. Și dacă mâine vi s-a spune că suntem puțini, să nu credeți acest lucru. Suntem foarte mulți și noi nu uităm.